Aloha prieteni, eu sunt Tsunami, iar astăzi vreau să facem un video mai special și să vă prezint 4 criptomonede foarte interesante în această perioadă și care personal cred că vor ajunge foarte sus în topul criptomonedelor în următorul bull run. Înainte să începem, nu uitați să nu luați această listă ca un sfat investițional, dar dacă vă plac aceste proiecte, puteți să faceți și propriul research înainte de a investi, iar dacă vă place acest tip de conținut, nu uitați să apăsați butonul de like și poate chiar să vă abonați la canal. Primul proiect pe care l-am ales pentru lista de astăzi este Blur, un proiect despre care începem să auzim din ce în ce mai des pentru că își propune să revoluționeze spațiul NFT în următoarea perioadă și vedem că acest proiect a ajuns momentan pe poziția 124 în clasamentul CoinMarketCap și vedem că are un preț de 84 de cenți și o capitalizare de peste 330 de milioane de dolari. Lansat pe 19 octombrie 2022, Blur reprezintă un marketplace, dar și un agregator de NFT-uri. Utilizatorii având posibilitatea să compare NFT-urile pe diferite marketplace-uri, să gestioneze portofoliul având acces la sisteme de analiză avansate, dar și să cumpere NFT-urile dorite. Platforma promite o viteză de scanare a NFT-urilor foarte mare și o interfață mult mai intuitivă decât alte marketplace-uri similare și a reușit într-un timp foarte scurt să atragă din ce în ce mai mulți trader profesioniști de NFT-uri pe această platformă. Bineînțeles, unul dintre motive este faptul că Blur a incentivat comunitatea prin anumite acțiuni de airdrop, în care a oferit 360 de milioane de tokenuri Blur celor care au fost interesați de acest proiect. Blur a eliminat și fee-urile tranzacțiilor realizate pe propria platformă, iar dacă acum câteva săptămâni anunțam aici pe canal că a depășit OpenSea în volumul realizat, ei bine, în prezent rezultatul acestei lupte este și mai zdrobitor. Și asta pentru că Blur a ajuns în doar 4 luni de la lansare să reprezinte 82% din market share-ul tradingului de NFT-uri de pe Ethereum și practic a îngropat platforma OpenSea, care reprezenta cel mai important marketplace de NFT-uri în bull run-ul din 2021. În această perioadă, tokenul Blur ocupă poziția 124, dar a fost și în top 100 de pe CoinMarketCap la un anumit moment. Și dacă ne uităm pe graficul din ultima perioadă, vedem că graficul, da, nu arată foarte interesant pentru că deja a fost lansat acest token și da, a avut un preț mai mare la lansare, un preț de peste $5, dar apoi s-a învârtit în acest interval de aproximativ $1. Dar o chestie pe care trebuie să o aveți în vedere este că proiectul a lansat în circulație aproximativ 400 de milioane de monede, dar supply-ul total va fi de 3 miliarde de monede. Deci e posibil să mai vedem multe monede introduse în circulație în perioada următoare, inclusiv prin acțiunile de airdrop pe care dezvoltatorii le organizează în această perioadă. Cu toate astea, Blur reprezintă în prezent probabil cel mai important marketplace de NFT-uri și vedem că a ajuns să aibă un volum de peste 1,4 miliarde de dolari și aproape 150.000 de utilizatori, asta în doar câteva luni, și ne demonstrează că va fi cu siguranță cel mai important marketplace de NFT-uri și în următorul bull run. Trecem la a doua criptomonedă din lista de astăzi și discutăm despre Magic, un proiect pe care am văzut că unii dintre voi l-au recomandat în comentarii. Vedem că acest proiect momentan ocupă poziția 121 în clasamentul CoinMarketCap, este pe lista a 30.000 de utilizatori de pe această platformă și are un preț de $1,6, dar a avut un preț chiar și mai mare. Proiectul din spatele monedei Magic poartă numele de Treasure, acest proiect fiind lansat în august 2021 pe blockchain-ul Ethereum, dar migrând în doar câteva luni pe rețeaua celor de la Arbitrum, un Layer 2 ce dorește să ajute la scalarea ecosistemului Ethereum. Treasure este un proiect ce se axează pe spațiul de gaming și metaverse și reprezintă practic o platformă de jocuri, proiectul având ca rol să aducă împreună gamerii din spațiul crypto, dar și să oferă un ecosistem pentru jocurile dezvoltate în spațiul blockchain. Treasure sau Magic vrea să vină în ajutorul dezvoltatorilor de jocuri care vor să aducă la viață proiectele dorite, dar în același timp să aducă noi utilizatori în spațiul de gaming Web 3.0. Proiectul a reușit deja să integreze un număr destul de mare de jocuri pe această platformă. Vedem în această listă mai multe jocuri, avem Tales of Aleria, Battlefly, multe jocuri dezvoltate folosind tehnologia blockchain. Și un lucru care îmi place foarte mult este că vedem peste 10 jocuri conform dezvoltatorilor, chiar mai multe dacă le numărăm, și toate aceste jocuri au o economie în spate care folosește tokenul Magic, un detaliu care oferă încredere în acest proiect, dar în același timp și în viitorul tokenului Magic. De asemenea, proiectul Treasure introduce și un marketplace numit Trove. Aici găsim NFT-uri pentru toate jocurile de pe această platformă și e foarte interesant pentru că oferă o utilitate foarte ridicată pentru tokenul Magic. În ceea ce privește tokenul Magic, vedem că în prezent are un preț de $1,6 și o capitalizare de 340 de milioane de dolari,
Dar un lucru care îmi place foarte, foarte mult este supply-ul, pentru că a introdus deja 61% din supply în circulație și este un token care are un volum de tranzacționare destul de mare, de aproximativ 63 de milioane de dolari pe zi. Cât despre evoluția acestui token, dacă ne uităm pe CoinMarketCap, vedem că în noiembrie 2021 a plecat de la un preț de aproximativ 32 de cenți, a ajuns până la un all-time high în februarie 2022 de peste 6 dolari, iar după o corecție destul de mare în 2022, vedem că totuși a atins un preț de peste 2 dolari la începutul acestui an și în prezent are un preț de 1,6 dolari. Iar câteva cifre foarte impresionante la acest proiect, vedem în primul rând că reprezintă cel mai important proiect de gaming și NFT de pe ecosistemul Arbitrum. Vedem de asemenea că are un volum de 267 de milioane de dolari pe Marketplace și a reușit deja să strângă o comunitate de peste 100 de mii de utilizatori pe această platformă. Înainte să trecem la următoarea criptomonedă, aș vrea să fac o scurtă mențiune proiectului Prime XBT, o platformă de trading foarte populară ce se adresează atât traderilor cu experiență, dar și celor care încă nu știu să tranzacționeze și care are în prezent peste 1 milion de utilizatori din peste 152 de țări. În ultima lună am început să folosesc această platformă care mi se pare foarte intuitivă și ușor de folosit și care îmi place pentru că oferă două produse interesante pe care nu le găsești pe alte platforme de trading cripto pe care majoritatea dintre noi le folosim. În primul rând, Prime XBT oferă o zonă de margin trading unde putem tranzacționa criptomonede precum Bitcoin sau Ethereum, dar și aur, forex, indici bursieri sau chiar mărfuri. Personal, tranzacționez în această zonă indicele S&P 500 și de asemenea Natural Gas, un asset despre care am vorbit și pe canalul de Telegram și care am menționat că îl consider foarte subevaluat în această perioadă și consider că poate avea o creștere foarte frumoasă în perioada următoare. De asemenea, Prime XBT oferă acces și la o zonă de copy trading unde, dacă nu aveți timp să tranzacționați, puteți alege unul din traderii de pe această platformă care pot tranzacționa pentru voi. În această perioadă, în zona de copy trading, am ales să-l urmăresc pe acest trader King of Pa, un trader care până acum mi-a adus un randament de 19% și am ales acest trader pentru că are un rating foarte bun, are o evoluție frumoasă și îmi place pentru că tranzacționează în special Forex, deci nu Bitcoin sau S&P 500, deci evoluțiile sale nu sunt impactate de mișcarea pieței cripto sau de mișcarea pieței bursiere. Dacă vreți să încercați și voi zona de margin trading sau serviciul de copy trading al celor de la Prime XBT, găsiți în descriere linkul meu către această platformă, iar de asemenea voi atașa și două coduri promoționale, Aloha și Aloha25, prin care primiți un bonus de până la 7.000 de dolari la prima depunere și o reducere de 25% a fiurilor de pe această platformă. Și în continuare trecem la al treilea proiect din lista de astăzi și discutăm despre Conflux, un proiect care a explodat în 2023, a avut o creștere uriașă acest proiect, vedem că a intrat în top 100 pe CoinMarketCap și ocupă poziția 79, iar dacă ne uităm la evoluția acestui token în ultimele 3 luni, vedem că de la un preț de aproximativ 2 cenți a ajuns până la un preț de 35 de cenți, asta în câteva luni, în doar 2 luni, o creștere uriașă pentru acest proiect, o creștere de peste 10x pentru cei care au investit în Conflux, un proiect care are parte de o popularitate foarte mare în ultimele săptămâni. Conflux a luat naștere tocmai în 2018, proiectul avându-l în echipă pe Fan Long, fondatorul și președintele Institutului de Cercetare Blockchain FreeGraph. Proiectul reprezintă o rețea fără permisiuni ce utilizează un mecanism de guvernanță bazat pe un sistem de economie prin care recompensează contribuțiile comunității, tocmai pentru a oferi ecosistemului stabilitate și securitate pentru activitățile comerciale realizate. Platforma celor de la Conflux permite comunităților, creatorilor, dar și piețelor să se conecteze dincolo de granițele rețelelor blockchain sau a protocoalelor și își propune să construiască și să îmbunătățească caracteristicile blockchain-urilor existente. De asemenea, algoritmul revoluționar de consens utilizat numit FreeGraph poate realiza procesarea paralelă a blocurilor și a tranzacțiilor, reducând astfel timpii de confirmare și oferind un număr de tranzacții pe secundă foarte ridicat. Proiectul utilizează și un consens Proof of Work, acesta garantând o securitate ridicată și protecție împotriva atacurilor la nivel de protocol. Rețeaua folosește și un mecanism de sponsorizare a fiurilor prin care, practic, așa numiți sponsori vor acoperi fiurile utilizatorilor ce nu au deloc sold pe walleturile lor, aceasta fiind soluția găsită de dezvoltatori pentru a atrage și mai mulți utilizatori pe această rețea. În prezent, tokenul Conflux este una din surprizele din topul 100 de pe CoinMarketCap, vedem că ocupă poziția 79 momentan și este pe lista a peste 50.000 de utilizatori și este un proiect care are momentan o capitalizare de aproape 600 de milioane de dolari, o cifră impresionantă pentru un astfel de proiect în bear market.
În ceea ce privește evoluția tokenului Conflux, acesta a avut o explozie și în 2021 și vedem că a atins un all-time high de $1.7, asta undeva în prima parte din 2021, dar apoi a avut o corecție destul de mare, totuși a avut o creștere frumoasă în ultimele 3 luni, o creștere de peste 10x, o creștere despre care am discutat mai devreme, dar dacă vreți să investiți în acest proiect, trebuie să aveți grijă la capitalizare și asta pentru că dacă mergem în zona de market cap, vedem că proiectul are o capitalizare de $600 de milioane în prezent, o capitalizare foarte aproape de cea pe care a avut-o la all-time high-ul din 2021. Mergem la al patrulea proiect din lista de astăzi și discutăm despre Binary X, un proiect despre care am mai vorbit și în ultima săptămână. Momentan ocupă poziția 125 în clasamentul CoinMarketCap și vedem că are un preț de aproximativ $1 și o scădere de 14% astăzi. Trebuie totuși menționat că sunt două proiecte Binary X pe CoinMarketCap. Proiectul mai vechi sau contractul mai vechi ocupă poziția 106 în clasamentul CoinMarketCap, dar echipa a decis să modifice contractul și să facă o denominare a monedelor. Din acest motiv vedem că pe contractul vechi avea un preț de $129, iar pe contractul nou un preț de aproape 100 de ori mai mic, de $1.1. Proiectul Binary X a început în primă fază ca o platformă descentralizată de instrumente derivate, dar observând interesul pentru domeniul de gamify și popularitatea jocurilor metaverse, a ales să facă tranziția spre dezvoltarea de jocuri video folosind tehnologia blockchain. Astfel, în prezent, Binary X reprezintă o platformă de gamify ce oferă și servicii de IGO sau Initial Game Offering, prin care oferă posibilitatea ca dezvoltatorii de jocuri Web 2 să facă tranziția și în spațiul Web 3.0. Legat de echipa din spatele acestui proiect, nimeni nu știe încă cine sunt membrii proiectului Binary X. Echipa este momentan anonimă, dar se știe că este formată din profesioniști cu o mare experiență în domeniul tehnologic, inclusiv în spațiul blockchain. De asemenea, sunt indicii că echipa ar avea sediul în China și se pare că aceștia au experiență și în dezvoltarea de burse centralizate și descentralizate, gestionând chiar active derivate de peste $100 de milioane. Binary X a fost dezvoltat pe blockchain-ul Binance Smart Chain și stă în spatele proiectului Cyber Dragon, un joc play-to-earn popular în care utilizatorii pot câștiga monede reale în sesiunile de joc. De asemenea, conform site-ului oficial, vedem că echipa dezvoltă și alte jocuri, precum Cyber Chess sau Cyber Land, iar ecosistemul Binary X oferă pe lângă platforma de IGO și un marketplace de NFT-uri. Dar se concentrează și pe domeniul DeFi, introducând produse care se axează și pe acest domeniu, ca NFT Vault sau Gamify Vault. Iar cel mai interesant lucru la acest proiect mi se pare lista de investitori și parteneri. Vedem pe această listă Binance Labs, divizia de investiții a celor de la Binance, care se crede că stă în spatele acestui proiect, dar vedem și alte platforme populare, vedem Mask Global, vedem Gate.io sau KuCoin și vedem și alte exchange-uri precum celebrul Bybit. În ceea ce privește tokenul proiectului numit BNX, vedem că acesta momentan este pe lista doar 1000 de utilizatori, dar asta pentru că au schimbat contractul și utilizatorii sunt pe contractul vechi, cel care am arătat mai devreme, care are un preț de peste $100, dar cu toate astea, acest nou contract vedem că are un volum destul de mare, peste $71 de milioane tranzacționați în ultimele 24 de ore, dar această cifră s-ar putea să fie ridicată și tocmai pentru că mulți trec acum de pe contractul vechi pe acesta mai nou. Iar dacă vrem să vedem evoluția acestei monede, cel mai bine ar fi să mergem pe contractul vechi și vedem că, de exemplu, și în 2022 a avut o evoluție destul de bună, chiar dacă piața cripto a fost în bear market, acest token nu a avut o scădere foarte mare, dar un lucru pe care trebuie să-l aveți în vedere este că acest proiect a lansat momentan doar 14% din supply în circulație. Cu toate astea, proiectul Binary X pregătește să lanseze foarte multe jocuri în perioada scurt următoare și trebuie să nu uităm de această listă de investitori pe care o găsim mai jos, investitori care oferă încredere foarte mare în acest proiect și care ne arată că reprezintă unul din proiectele importante de gaming în următorul bull run. Și acestea au fost cele 4 criptomonede din lista de astăzi, 4 proiecte cripto care cred că vor exploda în următorul bull run. Sunt curios dacă voi ați investit în aceste monede sau vă gândiți să investiți în viitor, iar dacă aveți alte proiecte care credeți că ar trebui să facă parte dintr-o viitoare listă similară, postați-le în comentarii. Vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, eu am fost Tsunami și noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!